Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. Astăzi va fi o ediție specială de Online Story. Suntem în vizită la o foarte bună prietenă de-a mea. Nu am să o prezint niciodată altfel, fiindcă acesta este adevărul. Știu că jurnaliștii trebuie să fie echidistanți, să disocieze și să facă să limiteze lucrurile, dar pentru mine, invitata de astăzi, sau eu sunt invitata ei de astăzi, este o persoană specială și îi mulțumesc foarte mult că ne-a primit aici, în zona ei foarte spectaculoasă, pe care o vedeți și dumneavoastră, una de poveste. Așa cum este și viața ei. Ana Maria Prodan alături de noi astăzi. Bună, Ana! Te pup, Corne, și bine, mă bucur foarte tare că ați venit. Ești prima, nu știu cum se întâmplă, probabil că de o viață suntem împreună. Ești prima care vine în curtea mea de când am schimbat totul. Asta este cumva noua înfățișare a familiei, știi? Așa. Începând de la casă, curte, amintiri, absolut tot. Când ți-ai schimbat casa? Am muncit vreo 6 luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum 2 luni. Mai avem mici chestii de făcut. Uite, de exemplu, aștept cordonul care va merge din bară în bară, așa frumos, cam port am făcut. Mai avem mici chestii, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Avem și barca în spate, da. O vreme nu ne permite, da, să o vedem. Da, dacă era frumos așa și cald, vă plimbam cu barca, dar vine o mini furtună, așa din ce văd eu. Da, nu-i nicio problemă, noi ne simțim foarte bine e frumos, aici la tine. E. Ai niște lucruri spectaculoase. Ai spus că ai lucrat 6 luni ca să îi dai o notă aparte. Da. Să termin cu tot trecutul și să așa vezi este numai înainte. Da, da, deci într-o dimineață ne-am trezit așa tot și ne uitam. Era o grămadă de construcții, pontonul foarte mic, un garaj care obtura toată, de barcă care obtura toată vederea. Era ceva urât, ceva rău. Vezi, așa se întâmplă, te trezești peste noapte ca dintr-un vis și vezi că nimic nu e cum trebuie să fie, serios. Știi ce ciudate sunt revenirile la viață, așa, între ghilimele? Deci eu, în momentul despărțirii de Laurențiu, când ne-am trezit dimineața și am deschis geamurile, ne-am uitat așa că nu e... Era ceva înghesuit, ceva rău. Știi? Așa. Pe cuvânt. Și am coborât cu copiii, ne-am uitat și am zis, ok, mami, reamenajare. Am și noroc cu Rebecca că a terminat marangonii. Deci îți dai seama, mi-a zis, mami, uite, eu îți fac un desen și crede-mă că o să iasă ceva foarte frumos. Și o să avem cea mai frumoasă curticică de pe lac. Și am zis, ok, hai să facem așa. Așa e, am dărâmat arată tot foarte bine. Ai da. Dărâmat tot ce era înainte. Tot, toți vecinii s-au speriat când au văzut, ce face Ana? Dărâm tot, schimb tot, culori, absolut tot. Ce culoare era înainte? Un portocaliu, ceva foarte rău. Ceva, dar nu știu înainte cum aveți. Dar nimic. Nu nimic, era ca un văl. Măi, eu am dormit foarte mulți ani. Să știi că eu am avut perna în glugă. Da, eu dormeam, uite așa, mergând pe stradă. Mai în glumă, mai în serios, cred că Dumnezeu întotdeauna ia cumva ce nu e bun în viețile noastre. Dacă ești om bun și ai sufletul curat, Dumnezeu să știi că întotdeauna o să-ți ia ceva și o să-ți dea ceva de miliarde de ori mai bun. Eu cred foarte tare în chestia asta. Și am văzut în toți acești ani că în loc să mă scufund cum își doreau toți, ieșeam practic la suprafață, știi? Și mai puternic. Da, da. Cumva eu am fost undeva în fundul mării, pe fundul mării și nu realizam că nu mai aveam oxigen aproape deloc, știi? Și uite că Dumnezeu mi-a dat șansa asta și îi mulțumesc că încet, încet m-a ridicat și când am scos capul și am văzut cât de frumoasă este viața și ce clar pot să văd lumea și ce mândră pot să stau în fața tuturor și cât de mult pot să construiesc, am înțeles că n-ai nevoie să faci niciun compromis în viața asta doar pentru a da bine în ochii lumii.
Pentru că eu am trăit foarte, foarte mulți ani doar pentru a da bine în ochii lumii, doar pentru a nu mă face de râs, doar pentru a arăta că nebunia și disperarea mea de a avea o familie perfectă se poate realiza, știi, cu orice chip. Dar nu merită, că avem o singură viață și dacă nu o trăim, înseamnă că suntem foarte proști. Așa se dă orice viața, exact ca avionul care survolează acum exact deasupra așa, noastră. De unde îți vine forța asta de a te ridica mereu, de a o lua de la capăt, pentru că la ceea ce ți s-a întâmplat ție și la statutul tău, era totul foarte dificil. Adică din exterior lumea nu înțelege. Nu înțelege. No. Dar lumea, tu, când ai piept cu viața, lumea să și cum forță. Înțelege, lumea vede ceva de genul, mai las-o încolo de proastă, trebuia să lase dacă era nenorocit, hai lasă că are bani, nu contează. Pentru noi a fost un dezastru. Am zis de multe ori că nu mai vorbesc. Toate când stau așa de vorbă cu tine, ne aducem aminte, știi, de toate cele și... Se aduce aminte când îmi spuneai că totul o să fie foarte bine, o să vezi. Că toată Dumnezeu le-a așezat. Așa a fost, le-a așezat. Numai că... Numai că tu nu mă credeai. Eram atât de dezorientată la un moment dat. Vedeam bucuria tuturor. Eu o vedeam. Laurențiu n-a văzut-o și nici nu o vede încă. Când o să o vadă, el o să fie prea târziu pentru el. Era cumva o bucurie de grup a tuturor care n-au putut să ne învingă niciodată. Știi? Nici pe mine, nici pe el. Era cumva un triumf fals al unor oameni care, și dacă se mai nasc de miliarde de ori, nu o să poată să facă nici măcar o unime din ce am făcut eu cu Regheta. Pentru că noi doi am fost o echipă perfectă, în ciuda tuturor problemelor pe care noi doi le-am trăit. Sau noi și copiii mei. Copiii noștri. Am avut perioada aia foarte neagră, cumva. Și întotdeauna mă gândeam, la 50 de ani nu mai pot lua de la capăt. Este o vârstă unde poate ai toți saci în căruță în alte Corect. Situații. Știi? Este o vârstă, iar de la 50 de ani te gândești cum să-ți crești nepoții, unde să-ți duci în vacanță. Nu te mai gândești la nenorociri, nu la vârsta asta. Sau să iei de la capăt. Sau să iei de la capăt. În plus, eu am 3 copii, cu Luca 4. 3 copii, 4 și cu Luca, care au nevoie de susținere și financiară și morală și au rămas lângă mine. Încă îl susții pe Luca? Îl ajut foarte tare pe Luca, îl iubesc foarte tare pe Luca, îmi doresc foarte tare ca Luca să stea alături de frații lui, îmi doresc ca el să ia exemplu de la noi și de la frații lui. El știe că toată viața, cât eu voi trăi pe acest pământ și frații lui, el aici are locul lui, da? Camera lui forever, chiar voiam să te întreb aici lui. În casa aceasta frumoasă. Și are camera tot și etajul Luca? De la sus este etaj? Al lor. Ultimul etaj este al copiilor. El are numele pe ușă. Ai este numele pe ușă? Ale copiilor. Ale copiilor. Luca este și copilul meu și al mamei lui în principal. Este copilul care a crescut alături de noi, care a făcut parte și face din sufletul meu forever. Eu când nu aveam băiețel, el era lumina ochilor mei și așa o să rămân întotdeauna. Multă lume îmi spune, ce, n-ai nicio legătură cu el, e alumă sau așa, lutasă, nu există așa ceva. Când stai cu cineva în casă și crești pe cineva și trec ani și ani și ani peste tine, n-ai cum să spui vreodată ce treabă am eu cu el, nu e al meu. Durerea foarte mare a fost atunci când Laurențiu a spus la televizor nonșalant că el n-are nicio legătură cu fetele. Că fetele au tatăl, el nu e tatăl. Le-a crescut destul. Aici vezi caracterul unui om. Aici vezi, de fapt, că totul a fost o minciună. Să crești un copil de la 4 ani până la 23, sunt cam mulți ani. Sunt mulți ani și te leagă multe lucruri. Da. Dar ai zis că ai schimbat casa, ai schimbat locul și ai schimbat sufletul tot. Cumva. Am schimbat tot. Aici, uite,
E ceva foarte frumos. Prodan. Deci, e numele meu. Seara e când numele stăm, tău aici. Seara când stăm pe ponton, doar lumina aia este. E forța familiei mele. Aia am primit de ziua mea, de la un prieten tare drag, și nu știam, nu aveam loc unde să o pun. Culmea, pe vremuri nu aveam loc unde să-mi pun numele, pentru că peste tot era numele fostului soț. Și de fapt actualului, că încă nu e fostul. Încă, încă n-am terminat procesul. Și culmea, când am dărâmat tot, Rebecca mi-a zis: păi tu poți să crezi că în sfârșit numele tău poate să stea unde trebuie? Să fii tu pe primul plan, nu altcineva? Când ai primit cadou ăsta? În ce an? Acum 3 ani. Uite, acum 3 ani s-a gândit cineva să-ți facă un asemenea cadou. Da. Numele și... tău. Uh-huh. Și a venit perfect aici. Chiar a fost așa. Am zis, băi, ca să înțelegi că nimic pe pământ ăsta nu este întâmplător, dar absolut nimic, și tot ce se întâmplă, se întâmplă cu un rost în viață. Vezi, în fiecare seară primim de la numele ăsta al mamei mele forță mult. Mă întreb de unde e forța. E definiție de familie. Nu aveam cum. Am stat de multe ori și copiii mă întreabă: mami, dar cum dai puterea asta să treci peste tot, să zâmbești în ciuda tuturor nenorocirile? Și asta așa trebuie să fiți voi. Eu vin dintr-o familie unde nu există niciodată am căzut și nu mă mai pot ridica și asta a fost și m-am resemnat. Nu, m-am ridicat întotdeauna și am râs întotdeauna când am căzut, am făcut haz de neca și m-am ridicat atât de frumos încât nici nu mai conta că mă durau genunchii de la căzătură. Ai căzut și ai căzut rău și ai plâns mult. Tot vorbeam despre oamenii de acasă care nu știu lucrurile pe care, normal, nu le văd și nu le simt. Dar Ana, dincolo de puterea asta, este de o sensibilitate aparte. Mm-hmm. Este mai sensibilă decât mine, care eu poate plâng mai repede, dar simte mai profund. Oamenii, lucrurile. Să știi că oamenii sensibili sunt foarte puternici, pentru că au abilitatea de a ascunde chestia asta și de a poza ceva cumplit într-un taifun, cum de fapt pozez eu. Și nu contest faptul că mă transform. Că ești cu adevărat. Mă transform când trebuie. Este un fel, fără să mă laud, de pasărea Phoenix, știi? Adică pot să mă dobor, iau foc, toată lumea crede că m-a omorât și revin, Doamne ferește, atât de puternică încât sunt ceva... Așa, uite, și câinii tăi de acolo te aprobă. Aprobă, da. Ei sunt supărați că i-am închis. I-am închis un pic ca să putem să vorbim mai mult. Vasi! Să nu te aud, Vasi! Da, te ascultă? Uite că nu te ascultă. Are personalitate. E un câine Prodan. Îl cheamă Vasile Prodan, ca să știi. Dar de ce ai pus numele de Vasile? Râdeam într-o seară când l-am primit și am zis: băi, uite, dacă ești cu minte, o să te stric Vasi în societate. Adică Vasi sună bine, ceva francez, așa. Dar dacă ești nesimțit, te stric Vasile. Adică să te fac de râs, așa, că ești de la țară, român. Așa. Numesc. Da. Nu, toți câinii mei au avut nume românești. Ionică, Vasile, Gheorghiță, tot. Așa, dar e și Pluto. Pluto l-am primit cu numele ăsta, n-am mai putut să-i schimb. Dincolo de numele de Prodan, care este puternic, spuneai tu, Gena, care este la fel, au existat lângă tine cei mai apropiați oameni care te-au susținut, copiii. Rebecca a fost aici, Sara lângă tine... Bebeto, să știi că ce a fost, simte o mamă când e ridicată de copii? Să știi că este cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai pe pământul ăsta. Să vezi copilul că înțelege durerea ta, că e la fel de lovit ca și tine și în loc tu să-l ridici pe el, te ridică el pe tine. Și acolo vezi că puterea asta s-a transmis din generație în generație și atunci când l-am văzut pe băiețelul meu că a venit și scrâșnind din dinți, a zis: mama,
tu n-ai cum să cazi vreodată, că tu ești cea mai puternică femeie din țara asta și din toată lumea. Și noi n-avem nevoie de el, noi o să fim atât de mari încât el nici nu o să ne mai vadă vreodată. Deci a fost un moment când mi-au dat lacrimile și nici nu știam ce să-i spun. Să-i spun că n-ai cum să vorbești de tatăl tău vreodată așa, că ți-a dat viață și oricum ar fi el, n-ai cum și nu ai voie. Și am avut puterea asta, în toată durerea, să-i spun lucrurile astea. Și s-a uitat lângă mine și a zis, nu am cum să-l iert vreodată pentru faptul că n-a avut demnitate. Măcar să aleagă ceva, să stea mândru, cum stau eu astăzi lângă tine. Și am înțeles toată durerea asta, că dacă nu facem ceva și dacă eu nu fac ceva să mă ridic, să râd, să fiu veselă, îl va copleși pe el durerea asta și dezamăgirea și supărarea și frustrarea. Și am zis, mami, noi doi pe viață o să fim unul și același. Surorile tale și mami te iubesc la nebunie. Și pentru faptul că tu, în sufletelul ăla mic, ai strâns atâta durere, mami îți promite că, într-adevăr, o să fiu cea mai puternică din toată lumea asta, iar tu și voi alături de mine o să sclipim mai puternic decât a sclipit vreodată oricine din familia noastră. Da, familia voastră este foarte unită. Tu ai fost alături și de fiica ta. Acum și-a revenit după acele intervenții chirurgicale la picior, au fost groaznice și credea că nu o să mai practice baschetul. Și uite-o acum în Naționala României, da. Uite-o la campioana României. Da. Joacă și este iubită de toată lumea și trăiesc cumva ceea ce a trăit mama când lumea spunea, uite-o pe Ana Maria Prodan, e cu maică sa. Astăzi mi se întâmplă să mă duc în locuri unde toată lumea spune, e și Sara Prodan aici, poate vine și mama ei. Știi? Adică nu mai e chestia aia, fata Ana Mariei. Nu, este Sara Prodan. Toată lumea știe, este basketbalista. Adică a lăsat o urmă. Adică are identitate. Are identitate. Cred că asta este cel mai important pentru o familie cumva necunoscută. Cel mai greu lucru este pentru copii. Numele apasă foarte greu peste copii, știi? Și tu știi lucrul ăsta foarte bine. Eu am fost cumva terorizată, să nu cumva cineva să-mi spună, că nu știu cum o cheamă, mă, e fata cântăreței, nu știu cum o cheamă, știi? Da. Să știi că ai ajuns mai cunoscută decât mama ta. Da, dar așa am spus eu mamei mele. Într-o zi am să fiu mai cunoscută decât ești tu, ai să vezi tu, știi? De ce? Că de Sfântul Ion nu primeam nicio floare și niciun la mulți ani. Că primea doar ea. Ea era Ionela Prodan. Eu eram Ana Maria, Ionela, fata Ionelei. Puțin știu că te cheamă, da. Ionela. Și eu nu primeam nimic. Ea primea flori și cadouri și eu spuneam, este și ziua mea și eu sunt Ana Maria Ionela. Și tu spuneau, bă, n-am știut. E, las că o să vină ziua în care o să știți voi. Băi, și o să fiu mai mare decât ea. Și uite că a venit, da. Și ziua a venit de foarte mult. Și acum a venit ziua ca fetele mele să fie cunoscute și cu siguranță vor fi mai mari decât am fost eu. Am avut niște perioade, Doamne, cumplite, nu știu, poate cândva într-o altă viață am greșit ceva, n-am completat un level așa, știi, cumva, cine știe, ceva s-a întâmplat cu un scop, s-a întâmplat probabil ca eu să pot să-mi repar greșelile din alte vieți, zic eu. Nu știu, eu cred foarte mult în chestiile astea și cred, repet, că nimic nu se întâmplă așa, doar întâmplător. Nimic nu este întâmplător pe planeta asta și durerea mare a fost că Laurențiu a premeditat tot cu mulți ani înainte și a fugit când toată familia a fost la pământ. Sara a operat a doua oară la genunchi într-un interval de 8 luni. Nimeni nu-i dădea nicio șansă să se mai întoarcă în basket. Bebe la pământ din cauza nenorocirilor pe care le auzeam. Rebecca singură în Italia, știind tot ce se întâmplă, mama murise, o durere cumplită, eram, familia toată era zdruncinată din toate părțile.
Și atunci probabil că el a crezut că eu, că mă va îngropa și pe mine foarte repede. Adică era ceva pentru noi, un ciocan aici, unul aici, unul, eram loviți din toate părțile, nu știam ce se întâmplă, nu știam de ce ai face atâta rău unui om care te-a ajutat toată viața, te-a luat cumva de sub pământ. Să mă ierte Dumnezeu și în fiecare seară mă rog să-i fie bine. Nu știa nimeni de el. Avea un sfert de meci la echipa națională și ăla, ferească Dumnezeu, coșmar pentru echipa națională. Da, până la înțelegi? Urmă, tu ai spus că nu-ți pare rău de nimic. Doamne, dacă ar fi să o iau de 1000 de ori de la capăt, eu la fel aș face, iar el la fel ar fi proiectul vieții mele și m-aș îndrâji cum am îndrâjit cu toată lumea când toți îmi spuneau, e un trădător, nu te uita, o să vezi, noi îl cunoaștem. Și eu m-am îndrăjit atât de tare și am zis, o să-l fac, să sclipească și voi să nu puteți să-l atingeți niciodată. Și sunt atât de mândră că exact așa am făcut și toți spuneau, Băiana, nu credeam vreodată să poți să faci așa ceva din el. Și am zis, uite-l, cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League Asia, voi unde sunteți? Nu-l atinge nimeni, că vă mănânc. Așa e, da, a avut și el valoarea lui profesională. Doamne, știi cât am muncit? Altfel n-ar fi putut să ajungă Doamne, aici. Știi cât am muncit? Știi cât s-a chinuit să scape de toate problemele trecutului lui, de toate poveștile cu căsătoriile lui dinainte, de toate prostiile vieții a reușit. A reușit. Și spuneam, crede-mă, nu te uita niciodată înapoi. Tu nu vii dintr-o familie puternică. Tu nu ai avut niciodată un nume să fie cineva să te susțină sau tu trebuie să muncești de miliarde de ori mai mult decât alții să acoperi nenorocirile pe care le aveai, care veneau din trecut. Da? Cornel Dinu când a pus în cartea lui că l-au scos, l-au pus în portbagajul mașinii, pariuri, eu l-am distrus pe Cornel Dinu. Da, erau lucruri mi-am făcut pe care cei mai mulți dușmani. Nu trebuia să le faci. Doamne, eu mi-am distrus cumva, în adevăratul sens al cuvântului, eu mi-am distrus cariera, care atunci când l-am cunoscut pe Reghe Camp, Doamne Dumnezeu, aveam toți antrenorii, cei mai mari antrenori ai României semnați, aveam cei mai mari jucători ai echipei naționale semnați. Ce vorbește lumea prostică, Reghe Camp m-a ajutat. Păi Reghe Camp după așa 4 e. ani de la căsnicie, 5 și până la urmă nu mai contează. Contează ce da, contează că eu m-am născut Ana Maria Prodaniu și rămâi Ana Maria Prodaniu. V-ați împăcat? V-ați mai pentru binele copilului meu. Sunt lucruri care se scriu în presă. Știi ce se întâmplă? Nu deranjez, nu mă interesează absolut nimic din viața lui. Nu vreau să știu, nimeni din anturajul meu nu vorbește despre el. Este chestie de respect. Nu permit nimănui să vorbească urât de el. Peste tot unde merg și lumea râde, mă ridic de la masă și plec sau le atrag atenția că ei se deranj dacă unul mai râde sau povestește despre iubită sau despre femeile din viața lui sau despre... Noi am trăit coșmarul ăsta. Oriunde, noi nu am mai putut să ieșim din casă 2 ani. Oriunde ne duceam, toată lumea râdea. Copilul meu a fost traumatizat. La fotbal. N-a mai vrut să se ducă la fotbal. Și atunci, am zis așa. Să-i dea Dumnezeu sănătate, la fel ne rugăm în fiecare seară și eu și copiii mei. Rugăm, uite-te, cum toți prietenii mei au ușa deschisă. La casa noastră, el poate avea și cheia. Nu ne deranjează niciodată. Ne dorim foarte tare să vină alături, să-și vadă copilul, să petrecem. Uite-te, câte femei celebre nu s-au despărțit. Așa e, nu e singura persoană care s-a despărțit. Cum au oamenii ăștia, femeile astea, nu știu, când vin acum o grămadă de exemple, nu ne ajunge timpul să îi spunem toți, la zilele de naștere a copilului sunt împreună? Păi cum, așa că și tu trebuie. Eu aș vrea și noi ne rugăm de el de 3 ani să vină, să ieșim împreună, să mâncăm. A trecut frustrarea, au trecut nervii, a trecut tot. Fiecare, uite-te, viața ne-a așezat unde ne este locul. Așa e, te-a așezat, uite, într-un loc frumos, perfect, în care te simți bine. Minunat, în care mă tu simt poți bine să te relaxezi, te-am văzut zilele trecute.
împreună cu fostul tău iubit, cu Flavius. Da, suntem cei mai buni prieteni. Și lumea și a vorbit despre lucrul acesta. Pentru că este vorba numai și numai de gradul de educație pe care l-ai primit în cei 7 ani. Unde ai ajuns tu? Cât de educat ai fost tu de părinții tăi? Și cât de drept ești în viața asta? Păi dacă noi două astăzi ne înțelegem fabulos și facem business împreună și mâine nu ne mai iese un business, înseamnă că trebuie să ne certăm, să ne omorâm, să ne jignim? Nu! Mergem mai departe, prieteni, la fel și în viață, doi oameni care au trăit momente frumoase împreună. De ce trebuie să-și facă rău? De ce trebuie să se urască, să se înjure, să-și facă rău unul altuia? Pentru ce? Eu cu Flavius în fiecare zi vorbim, în fiecare dimineață. Te pup, ce faci, Anuța mea? Te pup, Flavius, tu ce faci? Este normal, ai nevoie de ceva, pot să te ajut cu ceva, ți este bine, orice am nevoie, da? Tibi, fostul meu soț, ce faci, Tibi? Ajută-mă cu asta, avem nevoie de asta, hai să facem asta, hai să mergem în vacanță toți acolo, cu iubita lui, cu soția lui, actuala soția lui, cu copilul soției lui, care este ca și fetița mea. Ai văzut cu el când ai fost în America acum? Cu cine? Cu Tibi? Dar Tibi stă în România. Tibi stă în România? Da, Tibi lucrează în Federația de Baschet, Tibi e foarte mare. Ia uite să mă bucur foarte tare pentru el. Tatăl, și uite, aveți o relație. Fostul meu soț este fost basketbalist. Da, știu. Da, știi pe TV. Povestea și plecase în America. Da. S-a reîntors în România. Că nu l-am mai văzut nici pe el de foarte mult. El este low profile și așa a fost toată viața. Cred că asta a fost și faptul care pe noi cumva ne-a dus în direcții diferite. Eu provenim dintr-o familie mare. Întotdeauna lumina reflectoarelor. El niciodată nu și-a dorit. Nu s-a simțit deloc. Bine. Absolut. Nu și-a dorit. Dar am rămas suflete pereche. Crede-mă că în viața asta să știi că noi avem niște oameni care au făcut parte din viața noastră și acolo trebuie să rămână bond pe viață. La voi se sfârșise totul, la tine și la Tibi. Și fiecare a mers pe un drum propriu, dar ați rămas împreună. Doamne, Dumnezeu, Tibi și-a sacrificat viața pentru copiii lui. Și așa m-am gândit că va face Laurențiu Reghe cam pentru copilul lui și pentru copiii lui. Dar oamenii sunt diferiți. Așa este. Așa este. Aici vezi diferența dintre oamenii adevărați și oamenii mai puțin oameni. Părerea mea, copilul nu te roagă el să-l aduci pe lume. Este opțiunea ta și dorința ta de a duce pe lume un copil. În schimb, datoria unui părinte și cea mai mare realizare unui om pe pământ este un copil. Nu averea, nu casele, nu mașinile, așa copilul. Tu ți-ai dorit foarte mulți copii. Doamne, și deci pentru mine casa plină de eu visam să trăim, să vină nepoții, avem mese mari de câte 20 de persoane, 24 de vină, persoane. O să vină toți, cu siguranță. Dar așa. Te bagi în relațiile lor? Nu. Nu m-am băgat niciodată. I-am sfătuit întotdeauna. Eu vorbesc atât de deschis cu copiii mei, nu știu cum vorbesc cu prietenii mei. Toți sunt șocați. Lumea m-a judecat la un moment dat că de ce copiii au știut tot ce s-a întâmplat în familia mea, între mine și soț. Doamne ferește, copiii mei știu de când s-au născut absolut orice. Noi am luat de-a lungul vieții decizii alături de copiii noștri. Așa, așa și mama mea. Orice se discuta în casă era moț. Nu înțelegeam, dar spuneam da sau nu. Trebuia să argumentez. Când ziceam nu trebuia să argumentez. Și dacă n-aveam cuvintele la mine era deranj. Când zicea tata, pentru ce ai zis nu? De ce te faci de râs? Dacă nu știi despre ce e vorba. Ai fi dorit și mai mulți copii? Da, dacă aș fi putut. Știu că la un moment dat ai pierdut o sarcină. Atunci, în 6 luni. În 6 luni. A fost o durere mare pentru tine. Da, îți doreai să fie fetiță. Dar vezi, Dumnezeu a știut probabil cum le așează pe toate. Patru suficient să cresc. Atunci ai plâns. Am fost prima persoană pe care ai sunat-o și ai spus că nu o să mai ai fetița pe care ți-o doreai. Mi-am dorit atât de mult pentru el, pentru că a pierdut o fetiță și îmi doream foarte mult să-l văd fericit. Am trăit cumva pentru el. Da, dacă nu regres nimic, asta e foarte important. Nu, da, ai mai putea să o iei de la capăt cu altcineva? Da, cum să nu? La fel. Doamne, am atât de mult. Nu ești mai pretențioasă? Ba da, asta e problema. De aceea nu ai rămas cu Flavius? Nu, nici pe departe, am să-ți spun. Flavius merită foarte mult de la viață.
Flavius merită și el copilul lui. Ai înțeles? Flavius merită să țină copilul lui în brațe. Copiii lui în brațe. Încă o dată te sacrifici pentru altcineva. Da, eu nu mai pot face copii. Ori eu știu cât de mult își dorește copilul lui. Și atunci, atât de fericit aș fi să-l văd fericit și merită să-și găsească pe cineva care să-i dăruiască copiii, care să-l poată împlini în adevăratul sens al cuvântului. Da. Tot ce se scrie și se vorbește e firesc. Sunt Ana Maria Prodan și sunt un cuțit cu două tăișuri, cumva foarte periculoase. Sunt oameni care și-ar dori cu disperare să stea lângă mine, numai că înțeleg cumva că viața lor, să spunem, ar fi dintr-un punct de vedere un calvar, că ar fi pe prima pagina ziarelor non-stop. Și atunci gândește-te că este și mai greu, la cât de pretențioasă sunt, e și mai greu să găsesc un bărbat care să fie puternic, mândru, demn, deștept, fabulos, șarmant și să și dorească sau să se și obișnuiască să se vadă prin ziare în fiecare zi. Da, le-a fost foarte greu bărbaților din viața ta să țină pasul cu lucrurile astea. Da. Pentru că chiar nu și-au dorit. Tuturor. Da. Tuturor. Dar pentru cine a stat lângă mine de-a lungul anilor a fost o binecuvântare de la Dumnezeu. Da, pentru că toți s-au ales cu ceva minunat, pe toți i-am ajutat să crească, să învețe foarte multe lucruri și să devină mari sau cineva așa pe partea lor de meserie. Și cu siguranță, dacă o să întrebi oamenii care au stat alături de mine, nu găsești unul să vorbească urât. Niciodată, pentru că nu au avut de ce. N-am jignit niciodată oamenii lângă care am stat. În toți acești ani nu l-am jignit pe Laurențiu Reghe, că mă întreabă toată lumea, dar niciodată. Vorbeam acasă, dar nu-l jigneam nici acasă. Explicam și arătam fotografii și filme. Da. Niciodată nu mi-am pus bărbatul jos în fața nimănui și m-am luptat cumva să rămân eu sub apă doar ca să-i dau lui aer și să-l țin pe el deasupra apei ca să fie mândru. E foarte greu să stea un bărbat lângă mine. Este foarte greu. E greu. E greu și poate uneori sunt înțeles, nu? Da. Adică De asta n-am nicio așteptare. Ce să-mi ofere mie un bărbat astăzi? Un bărbat normal? Ce-ar putea? Dacă vine unul și îmi spune, îți dau bărci, am cea mai frumoasă barcă de pe lac, îți dau case, am una dintre cele mai frumoase case de pe lac, îți dau mașini, am cele mai frumoase mașini pe care le poate visa cineva, îți dau aur, am cele mai frumoase și scumpe bijuterii pe care le poate avea cineva. Ce poate să-mi dea mie un bărbat? Ce mai poate să-ți dea? Forță. Forța sau titulatura de a fi soția cuiva. Nu el, soțul meu. Acolo e nenorocirea mare. Acolo, e foarte greu. Uite, să știi că s-au spus foarte multe lucruri despre tine în perioada asta. Ai jucat și într-un film care abia aștept să-l văd. O să fie superb, deci o să-ți placă. Dar sunt sigură că te vei identifica și vei interpreta perfect rolul meu, rolul meu. Ai un rol principal acolo, da. E o altă provocare a ta, dar rolurile astea principale vin și cu alte bârfe la pachet. S-a vorbit despre tine că ai fi avut o relație chiar cu partenerul din film, cu Cristi Iacob, care este cel mai fidel, cel mai frumos, cel mai minunat, cel mai dulce, cel mai bun actor ever. Deci este o minunăție de om, îmi e prieten. Acum eu... Nu te amuză știrile astea? Da, nici... Auzi, cred că am vreo 2 ani și ceva de când nu mai citesc nimic și nu mă mai uit la televizor, poți să crezi? Mă uit doar la meciuri. Mă sună lumea. N-ai citit ce s-a scris? Nu, ce? Îmi trimit pe WhatsApp. Deschid, mă uit. Câteodată așa mă mai supăr și dau telefon și spun, bă, nu vă e rușine, v-am ajutat toată viața, cum să scrie așa aberații? Până și cei care erau atât de îndârjiți și apărătorii
până la moartea lui Reghe Kampf, cumva l-apărau de mine și de familie. Oameni pe care toată viața mea m-a ajutat și dacă aș deschide gura, aș băga sub pământ. Înțelegi? Că repetam atât de multă forță și dacă vorbesc, îngrop pe oricine. Dar eu consider că loialitatea este un mod de viață, nu un cuvânt. Așa e. Și sunt atât de loială și trăiesc pe partea aia de om bătrân de modă veche, așa, încât sunt foarte mândră că sunt așa. Și oamenii ăștia care m-au lovit de-a lungul timpului și chipurile s-au aliat ei împotriva mea în acest divorț și au scris ei urât de mine, corne sunt atât de mici, cu toate că au funcții mari, păi sunt atât de mici că în momentul în care am pus mâna pe telefon și am zis Ana Maria Prodan sunt, îți aduce aminte de mine când era la pământ, când îți dădeam să mănânci? Sau când te ajutam? Vrei să vorbesc eu? Până aici te-am lăsat. Da, dar eu le-am adus aminte și sunt ca șobolani au fugit și s-au ascuns. Unde te uiți că presa și presa e cu două tăișuri. Sunt oameni care asta ridică și dacă nu știi să fii loial cumva într-un fel, așa te fac zob, se întoarce imediat pagina. Se întoarce pagina. Da. Ai mai face un reality show despre viața ta? Acum ne gândim să facem asta, eu și prietenii mei. Am rămas așa o gașcă foarte frumoasă. Eu, botezatul, noi suntem aceiași. Fina mea, dacă vă aduceți aminte, este... Stai că acum este scandal mare pe lac, că trece o barcă și fiecare își marchează teritoriul. Uite, ăla este câinele lui Serghei, da, care face legea pe lac. Da. E vecinul tău, da, dincolo de lac. Da. Aș face, noi am rămas o gașcă frumoasă. Alexandra Pavel, dacă ți-o aduce aminte, da, din reality-ul meu, este fina mea și are cel mai frumos butic de parfumuri. Este singura care vorbește despre parfumuri în adevăratul sens al cuvântului, cunoscătoare din țara asta. În rest, nu mai există. Și suntem atât de buni fiecare pe domeniul nostru, încât îți spun că este un deliciu să stai cu noi toți. Știi? Și ne simțim atât de bine și ne distrăm atât de bine, încât am zis, băi, cum să facem noi să ne strângem și să plecăm prin lume, să degustăm mâncăruri, vinuri, să vedem locuri frumoase și să le împărtășim cu lumea. Un fel de travel, așa, în 4-5 cât suntem noi, da? Și să ne bucurăm. Ar fi ceva. Ar fi ceva. Să mă vezi pe mine, pe Paven, pe Bote, nu știu, încă vreo 2-3 pescariu, încă vreo 2-3, fiecare pe domeniul lui, plecând prin lume, așa, colindând lumea în lung și în lat, îți dai seama ce frumos ar fi? Și să o povesti. Și povesti, da, lumea văzută prin ochii noștri. Că tu ai văzut lumea. Da. Dar așa poate ai putea să o mai prezinți din nou celor de acasă. Ar fi un fel de reality. Dar ai fost o inovatoare, așa. Tu ai fost prima care ai venit cu un reality show în România. Da, să știi că am deschis atât de multe drumuri și sunt atât de mândră. Și știu că, într-adevăr, uite, băiețelul meu a avut dreptate. Mami, tu poți orice pe pământul ăsta. Și așa e. Uite, și ai putut să faci niște lucruri spectaculoase și să deschizi niște portițe pentru cei care astăzi fac exact ceea ce încercai tu să demonstrezi că se poate în urmă cu foarte, foarte mulți ani și erai luată și atunci altfel. De nebună. De nebună, da, altfel percepută. Da. Dar lucrurile sunt frumoase, viața ta este frumoasă. Vine și ploaia acum. Uite, o să înceapă acum ploaia. Ți-am zis eu că vine o mini-furtună, așa. Eu îți mulțumesc mult de tot pentru emisiunea de astăzi. Oricând vă aștept cu mare drag. Nu vreau să spun toate întrebările pentru că le salvez pentru data viitoare. Da, vreau să mă întorc și vreau să le redăm oamenilor de acasă viața ta adevărată. Poate spusă prietenește, așa, fiindcă noi două putem să vorbim relaxat despre tot ce se întâmplă în viața ta. Oricând, în cu general. Mare drag. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine și de Ana, că ați văzut o părticică din raiul ei de aici, de la Snagov. Și vreau să ne trimiteți mesaje multe, să puneți întrebări, să vedem ce
Vreți dumneavoastră să o întreb pe Ana în edițiile viitoare. Până atunci, să aveți o după-amiază cât mai plăcută. Vă iubesc, mulțumesc și mulțumim pentru găzduire. Mulțumesc mult!